seară, dragi copii! Astăzi m-am gândit să vă invit cu mic cu mare la o activitate despre fructe. Haideți să începem! Prima cerință este să observăm imaginea și să numim împreună fructele din coș. După cum puteți observa, în acest coș avem mai multe fructe. Haideți să vedem ce avem noi aici. Avem struguri, avem mere, pere, prune, nuci. Cea de-a doua cerință sună cam așa. Spune sub ce formă se consumă fructele. Dacă stăm puțin să ne gândim, ne amintim că fructele, mai ales în sezonul rece, se consumă și în compot și dulceață. Putem să mâncăm din fructe? Dar putem mânca fructele și așa, pentru că ele ne oferă foarte, foarte multe vitamine. Cea de-a treia cerință, observăm imaginea următoare. Haideți să spunem împreună câte pere vedem noi în această imagine. Dacă le numărăm, observăm că sunt 6 pere. În această imagine, observăm mai mulți ciorchini de struguri. Întrebarea este câți ciorchini de struguri vedem. Numărându-i, observăm că sunt 8 ciorchini de struguri. Observăm și următoarea imagine. Aici vedem mai multe mere. Dacă le numărăm, avem împreună 10 mere colorate și parfumate. Merele pot fi, după cum puteți observa, galbene, verzi și roșii. Următoarea cerință este să deslușim împreună câteva ghicitori despre fructe. Pe aracă înfășurați, ciorchinii stau doar să-i luați. Struguri. Următoarea ghicitoare. Balon desumflat, galben colorat, are mustăcioară și se cheamă pară. Un rotund puțin turtit, în livadă găzduit, are frunză și codiță, mustăți, dar nu-i pisicuță. Pe jumătate-i înfocat, pe cealaltă-i luminat. Mărul. Acrișoare sunt și bune, și la fier dacă se pun, faci cel mai gustos magiun. Cred că știți cu toții ce răspuns să dați. Prunele. Ele sunt. O altă ghicitoare. Miezul doar e de mâncat, coaja e de aruncat și în sac se pot păstra, sparte doar se pot mânca. Nucile. Pepenașul cu gurgui e îmbrăcat cu puf de pui. Ce poate să fie? Gutuia, gutuia delicioasă. Să vă mai spun o ghicitoare despre ceva de mâncare. Crude sau puse la fiert, se consumă ca desert. Le dorește oricine că-s pline de vitamine. Răspunsul corect? Fructele. Seamănă cu un castravete, dar e galbenă, nu-i verde. Mai muțică de-ar avea, toată ziua ar mânca. Răspunsul este banana. O altă ghicitoare. Chiar deși trece vara toată, sub al său cu joc țepos, toamna când e aruncată, minunat e de bronzată. Răspunsul la această ghicitoare este castana.
de vorbești de ea pe dată, gura ți lasă numai apă, galbenă și parfumată, bună e la citronadă. Răspunsul este lămâia. Iar acum, spre final, vă propun să memorizăm o poezie foarte frumoasă, poezia Toamna, scrisă de Demostene Botez. Toți acei ce întreaga vară au lucrat din zori în seară, toamna au roade bogate, au și fructe și bucate, mere, pere, împanere, prune bune și alune, și gutui, amărui, cu puf galben ca de pui, și tot felul de legume, de nu le mai știi pe nume.